Nicole Iutca este o pictoriță româncă și profesor de artă în Germania, acolo unde locuiește de mai bine de 3 decenii. A început să predea artă plastică încă din 1996. După un timp și-a înființat propriul atelier în Germania și o școală privată de artă. Spune că a ales să plece din țară din cauza regimului comunist care îi cenzura libertatea de exprimare, esențială pentru orice artist. De ce ați ales să plecați din țară și nu ați rămas aici în România? Am ales pentru că vreau să fug de pe timpul lui Ceaușescu, da? Eu sunt o persoană care am participat la Revoluție. Eram mică, dar fratele meu mai mare, împreună ne-am trezit la universitate și acolo am revoluționat. Și imediat cum s-a putut să plecăm din țară, că au mai fost niște încercări, dar nu s-au putut, atunci am plecat, da. Am vrut democrație și libertate, adică un artist are nevoie de libertate. Dar nu înseamnă că traiul în străinătate a fost unul ușor, ba dimpotrivă. Fiind străin într-o țară străină, parcă trebuie să muncești mai mult ca să dovedești mult mai mult. Ce a motivat-o de fiecare dată, dar i-a servit și drept sursă de inspirație? Observ diferite informații cotidiene, politice și sociale și asta mă inspiră foarte tare pentru că aș vrea să fac ceva și aș vrea să fac ceva pentru lume, aș vrea să fac ceva pentru familia mea, pentru prietenii mei. Dând timpul înapoi, artista a povestit când și cum și-a găsit vocația. Pasiunea pentru pictură a început chiar de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Aveam un an jumate, am povestit mai multe emisiuni asta. Mama mea a adus niște cărți, iar peste ele mi-a dat și niște creioane și chiar mă preocupam cam 2 ore. Parcă le citeam, spunea mama, și desenam pe ele. Am lucrat ca designer de modă, am fost art director, după aceea am studiat grafică și multimedia design, după care arta pedagogică, practic în Germania înseamnă pedagog de artă, înseamnă să educăm și profesorii de artă din școli, adică până la facultate. Începând cu anul 2013, Nicole a început să exploreze relația dintre lumină și întuneric prin conceptul său unic Light Penetrates Darkness. Utilizând pigmenți fluorescenți, ea creează un univers de luminozitate și culori vii ce poate fi observat doar la lumina neagră. Noua ei serie de lucrări, Pray for Love and Peace, se schimbă de asemenea în funcție de lumină datorită culorilor fosforescente, iar pentru realizarea sa a fost folosită inclusiv inteligența artificială. Observ acum astăzi că avem aici o expoziție dedicată păcii, iubirii. Poți să-mi povestești un pic despre ea, ce lucrări avem aici expuse? Acesta este un proiect, deci lucrez practic în concepte, diferite concepte. Acest concept s-a dezvoltat în 2021. Fiind mamă, prima reacție la război este un pic de frică. Și un artist când are o frică, atunci trebuie să-și o rezolve. Și atunci am început să scriu și mi-a venit acest proiect, ce poți tu să faci, să faci un manifest de pace cu niște lucrări care sunt făcute cu inteligența artificială, peste care intervin digital și peste care intervin încă o dată manual. Artista a venit să își împărtășească trucurile în cadrul primului său workshop organizat în România. De ce ai ales să particip la acest workshop? Păi, am un proiect și cu ajutorul cuiva care m-a pus în legătură cu Nicole Iutca. Tema proiectului este despre arta adevărată sau arta ca marfă și sper ca în urma acestui workshop să ajut oamenii să le arăt de fapt că arta este mult mai mult decât valoarea materială, bunuri materiale. Este despre iubire, pace în cazul acesta. Ce părere ai tu despre viitorul artiștilor la noi în România? Dacă crezi că un artist român are într-adevăr șanse să se lanseze aici, să-și câștige existența aici sau ar trebui să ia drumul străinătății? Cred că există o șansă, dar numai prin multă muncă și idei unice și noi, concepte noi exact ca acesta. De-a lungul carierei, Nicole Iutca și-a expus lucrările la Loeffler Museum din Slovacia, la Bienala de la Veneția, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național Cotroceni și multe altele. Printre premiile obținute se numără locul întâi la Global Art Contest din Shanghai, China, premiul pentru pictură și sculptură acordat de Academia Dimitrie Cantemir din România în 2020 și premiul Mihai Eminescu pentru pictură și sculptură din 2023.